Toată lumea are o poveste de spus, dar dacă nu ai una, ce se întâmplă atunci? Dacă ești genius, devii colecționar a poveștilor altor oameni. Colecționând poveștile altora, mi-am făcut propria mea poveste. Meseria, nu uita să te pui tu pe primul loc. Familia este cel mai important lucru, dar uneori ajungi la situații în care nu mai poți. Cum am zis azi, mă, haideci! Doamnă, cum m-am gândit și știu că mereu mă mi s-a văzut mâna. Da, cum ai zis că o cheamă? Muzele tale, Maricica.